După masa asta am vrut să avem un subiect un pic legat de cel care l-am discutat înainte și să fie un pic mai scurt. Poate că avem întrebări mai lungi și stăm de vorbă mai mult. Am zis că l-am numit Salvați-l pe tata. Pentru că și mama este în pericol, dar tata este în mare pericol în America la ora actuală. Unul dintre băieții mei a lucrat într-o biserică americană, o chema Christ Church of the Valley, CCV, și am avut o întâlnire cu păstorul din biserica aceea unde lucra și băiatul meu. Și păstorul ăsta mi-a spus care e filozofia bisericilor. Pentru prima dată în viața mea am auzit că aia era o biserică formată pentru bărbați. Dar de ce pentru bărbați? Ce simplu. Când se întoarce la Dumnezeu o femeie, 16% din familiile alea se întorc la Dumnezeu. Când se întoarce un bărbat la biserică, tata, sunt 78% se întorc la Dumnezeu toată familia. Și zice, dacă duminică tata e nepocăit și mama merge la biserică, copiii se duc cu tata la pescuit sau la meci sau cine știe, în altă parte, nu se duc cu mama la biserică. De aceea, zicea el, noi am făcut o biserică în special pentru bărbați. Și zice, bărbații de la 20 la 40 de ani albi. Ce te-a apucat acum? Ești rasist? Nu, zice. Cei mai exploatați oameni în America la ora actuală și mai nedreptățiți sunt bărbații albi, nu ăia negri. Că de aia se teme oricine să zică ceva, nu? Ești rasist. Ce ăștia își găsesc greu de lucru, sunt dați afară mult mai ușor. Am început să-mi deschid ochii și să văd, mă, așa îi. Și atunci biserica asta, zicea el, e formată pentru bărbați. Ce, din păcate, majoritatea bisericilor sunt făcute pentru femei. Ce, de la culoarea carpetului, zugrăvelile, flori, lanvon, peste tot, pentru femei. Și muzica, zice el, muzica în biserica noastră, este muzică feminină. Teologia noastră este feminină, zicea asta. Iisus te iubește, vrea să aibă o relație personală cu tine. Și am început să-mi spun o serie de fraze din asta, leitmotiv a teologiei de astăzi, din bisericile americane. Ei, zice, biserica asta e făcută pentru bărbați. Și mi-a dat un tur. Ce, bărbații când se duc undeva, caută prima dată un veceu să rezolve problemele, să nu mai probleme după aia. Ce, veceurile la noi sunt de afară. Ce, nu intri în clădire de afară, așa. Bărbații vor tehnologie și aveau niște ecrane din alea uriașe de 100 de fiți, un ecran. Și vor servicii scurte. Nu era niciun serviciu mai lung de o oră. Pe jos era beton sclivisit. În holul bisericii erau vreo 10 restaurante micuțe cu pizza, cu tot ce vreți. $5 porția de mâncare, pentru că, zice, bărbații când vin cu copiii, vor să mănânce ceva și până mai vreau acasă. Mi-au arătat programele bisericii, toate erau făcute așa ca pentru bărbați. Cântările erau speciale pentru bărbați. E, nu-i de mirare că a ajuns la vreo 30.000 de membri o asemenea biserică. E, trăim într-o lume care nu-i prea vede bine pe bărbați, așa este? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă citesc câteva versete. Ce, fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete și scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străină care întrebuințează cuvintea de menitoare. Proverbe 7:1-5.
Suntem martorii unui război împotriva bărbaților. Dacă este vreun termen care mă scoate din minți și mă înfurie de fiecare dată și l-aud destul de des la televizor, oriunde, zice masculinitate toxică. Ați auzit vreodată feminitate toxică? Credeți că nu există și așa ceva? Nu? Nu există femei toxice, numai bărbații sunt toxici? Numai masculinitatea noastră este toxică? Dar numai despre masculinitate toxică se vorbește, nu așa? Asistăm la un război împotriva bărbaților în America. Bărbații sunt întâmpinați în mod regulat cu ridicol, resentimente, înjosire, ostilitate și părtinire antimasculină. Mișcarea aceasta de eliberare a femeilor din anii 60-70 s-a transformat de-a lungul anilor în grupuri care învață ură și conflict împotriva bărbaților. Ură împotriva bărbaților de astăzi, din America. Grupuri pro-avort, mass media, industria divertismentului, avocații homosexualilor, lesbienilor, universitățile liberale, toate acestea obiectează la adevărurile biblice referitoare la bărbăție. Bărbații trebuie să arate ca femeile, trebuie să se îmbrace ca femeile. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar mi-e sar toate siguranțele când mă uit și văd congresmeni și senatori în Parlamentul European. Parlamentul European, domnule, vin la lucru îmbrăcați femei. Nu? Este ceva îngrozitor ce se întâmplă. Nimeni nu obiectează, totul este în regulă, nu? Pentru că el este femeie și bărbatul este disprețuit. Rezultatul unei asemenea atitudini este că s-a declanșat un război, s-a dezvoltat o viziune deformată și falsă asupra rolului bărbatului și a taților în familie. Familia nucleară de altă dată, nu, formată din tată și mamă, este nu numai opțională, nu, ci este chiar dăunătoare. La școlile noastre, copiii se laudă că au două mămici, nu, sau doi tătici. Identitatea de gen care se propovăduiește astăzi zice că pornește de la faptul că identitatea noastră este fluidă. Ați mai auzit termenul ăsta? Identitate fluidă. Ba te simți muiere astăzi, ba bărbat, ba, nu știi exact ce ești. Să schimbă lucrurile. E fluidă. Wow! Egalitatea de gen prezintă rolurile tradiționale care sunt biblice ca și opresive. Ele sunt roluri privilegiate. Noi suntem privilegiați că suntem albi, nu? Că suntem bărbați. Masculinitatea nu mai este privită ca un datum de la Dumnezeu. Așa ne-a făcut Dumnezeu, nu? Ci este o decizie a mea, eu să fiu bărbat sau femeie. Oameni buni, de când este lumea, niciun doctor, cât a fost el de deștept și priceput, n-a schimbat un bărbat într-o femeie sau invers. I-a mutilat pe oamenii aceia. Am văzut împreună cu soția un reportaj și pur și simplu ne-au dat lacrimi. Am plâns de milă acelor fete. Erau două fete, una 20-25 de ani, cam așa aveau, s-au supus la operații să fie transformate în bărbați. Okay? Prima dată le-au tăiat sânii, pe urmă le-au golit de tot ce era feminin în ele, le-au dat hormon și injecții și tratamente tot felul și spuneau acum plângând, zice, domnule, suntem niște ruine cu sănătatea, cu tot, nu mai suntem nimic, nu mai suntem nici femei, nici bărbați, suntem niște monștri. Și nimeni nu ne mai poate ajuta cu nimica. M-am îngrozit. Am zis, Doamne Dumnezeule, asta poate să fie soarta copiilor mei, a nepoților mei, nepoatele mele.
Pentru că trăim în lumea asta care le bagă în cap copiilor la o vârstă când nu sunt capabili să gândească, că ei se pot transforma. Oh, sunt doctori care sunt gata imediat să o facă. Ăștia ar trebui arestați și băgați la pușcărie toți. Că sunt niște criminali care distrug vieți umane și le distrug permanent. Filozofia asta este dăunătoare societății în general și casei, familiei noastre în special. Dumnezeu a creat pe oameni cu trăsături și roluri și responsabilități diferite și importante. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Geneza 1:27, nu? Dumnezeu parte femeiască și parte bărbătească le-a făcut. Suntem făcuți de Dumnezeu binar, să avem aceste două sexe. Dar trăim într-un război împotriva bărbaților. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul Creatorului, Cel care ne-a făcut pe noi așa cum suntem noi. Trăim într-o lume care nu numai că îl neagă pe Dumnezeu, ci se răscoală împotriva proiectului lui Dumnezeu și vreau să-l denatureze. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în acest război împotriva bărbaților. Bărbații sunt prezentați și arată ca niște nebuni în toate filmele și toate prezentările care le fac televiziunea de astăzi. Păi, fără îndoială sunt și oameni și bărbați care sunt într-adevăr vrednici de titlul ăsta sau nu sunt vrednici de respect. Trăiesc o viață mizerabilă care nu merită respectul nimănui. Dar, în același timp, uitați-vă la filmele la care ne uităm în fiecare zi, nu? Uitați-vă la filme. Reclamele pe care le vedem, serialele, sitcomurile, nu? Așa, dacă vă aduceți aminte, când am venit în America, am fost foarte fascinat de All in the Family, nu? Totul în familie, Onci. Onci era bărbatul în casă, avea o familie absolut disfuncțională, totală, și ani de zile serialul ăsta a rulat în familiile și în casele tuturor americanilor. Și a deformat pur și simplu mintea oamenilor cu privire la rolul bărbatului și a femeii în casă. James Dobson, care a fost o viață întreagă aproape viața lui, cel care a condus Focus on the Family în Colorado, într-un buletin informativ spune așa, zicea el, în timp ce scriu aceste lucruri care le scria, nu există un singur exemplu de familie sănătoasă descrisă într-un sitcom care se concentrează pe un tip masculin heterosexual care își iubește copiii și care este respectat de soția lui, nici măcar unul. Deci în toate filmele și toate serialele difuzate de televiziune americană, Dobson spune, nu este nici măcar unul care să-l prezinte pe bărbat așa cum trebuie, totul este deformat, totul este mincinos. Să nu mai vorbim de ce se întâmplă astăzi, de televiziune și de Hollywood și filmele care le prezintă Hollywood-ul astăzi. Acest woke movement și de promovare a altor rase decât noi ăștia albi privilegiați, nu? Trebuie să apară acum, aproape toate filmele sunt cu colorați, trebuie să fie din ăștia neapărat. Nu? Bun, dacă e despre președintele american, e negru. Dacă e despre nu știu ce, e negru. Șeful NATO e negru. Șeful ONU e negru. Toate rolurile mari sunt ale lor. În același timp, uitați-vă la ce se întâmplă. Limbajul este absolut îngrozitor, mizerabil tot felul. Și nu se poate să nu există 2-3 homosexuali care apar sărutându-se sau cine știe ce alte scene picante în toate filmele pe care le face Hollywood-ul la ora actuală. Eu cu soția nu vreau să ne mai uităm la niciun film pe care îl fac americanii la ora actuală.
Pentru că peste tot agenda asta împotriva familiei, împotriva bărbaților, este vizibilă peste tot. În al treilea rând, atacarea bărbaților se reflectă în atitudini și comportamente lipsite de respect ale soțiilor față de soți și contribuie la o rată ridicată a divorțurilor de astăzi. Femeia este încurajată să-l disprețuiască, să-l înșele, să-l mintă, să se poarte nedemn cu el. Dacă ăsta reacționează cumva, atunci este violent, atunci se cheamă poliția și este arestat și pus unde trebuie. În al patrulea rând, îi condiționează pe băieți și fete să devalorizeze rolul bărbatului, rolul bărbaților date de Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni 13:3, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Nu putem ignora această afirmație divină, nu? Pentru că ea se referă exact la demnitatea ta ca bărbat în familie. De ce contează aceste lucruri și care sunt consecințele, de fapt, acestui război împotriva noastră bărbaților? Aici fac o paranteză. Zilele trecute am văzut o emisiune pe YouTube la români despre un sat, o comună din România, Biertan o cheamă, în care e o comună care a fost locuită de sași, de nemți. Ei bine, în biserica aceea istorică din Biertan este o pușcărie a celor care nu se înțelegeau. Bărbatul și nevasta nu se înțelegeau, mergeau la pompă și băga la pușcărie. Sunteți de acolo. Deci știți despre ce vorbesc. Ia. O singură masă, un singur scaun, o singură farfurie și o lingură. Trebuia să mănânce din aceeași farfurie cu o singură lingură, amândoi. Ok? Atât ai ținea în pușcărie până să înțelegeau bine la oaltă și plecau împăcați acasă. Se zice că o singură familie asta, nu știu câte luni, mi se pare, la pușcăria asta, că ăștia au fost grei de cap și tare greu s-au înțeles, dar nu i-a lăsat afară până când s-au înțeles. Ei, astăzi nu mai există așa ceva. Oamenii sunt încurajați să divorțeze imediat, nu? Soluția pentru orice neînțelegere e divorțul, nu? De fapt, cineva a spus că cauza tuturor divorțelor e căsătoria. Nu așa? Da, să vedem care sunt consecințele acestui război. Numărul 1, războiul dintre sexe slăbește familia și dăunează căsătoriilor. Separarea bărbatului și a femeii duce la căsătorii divizate, vieți separate, bani cheltuiți separat, nu? Avem o serie de versete din Scriptură, nu vreau să vi le citesc pe toate să vă obosesc, dar le veți găsi în Matei, Efeseni, Apostolul Pavel scrie mult despre treaba asta. Războiul ăsta și faptul că bărbatul este desconsiderat în zilele noastre contribuie la divorț, nu? Divorțul care este unul dintre, eu îl numesc un fel de monstru uriaș, care se hrănește din distrugerea familiilor. Mănâncă pită bune de aici sute de avocați, sute de consilieri spirituali și așa de maritali, sute de social workers, ok? Toți se hrănesc din cadavrul familiei de astăzi, nu? Știți că jumătate din casele care se vând pe piață sunt datorite divorțului? Jumătate din casele care se vând în America sunt datorite divorțului. Wow! Groaznic! Real estate agents, avocați, toți trăiesc din moartea familiei, din cadavrul ăsta. Trăiesc ca niște paraziți uriași care mănâncă cadavrul familiei.
Atacul ăsta împotriva bărbaților deformează mintea noii generații, mintea copiilor. Nu? Copiii vor sesiza lipsa de respect față de bărbați, față de tații din familia de astăzi. Eu am făcut un liceu la Sebi, județul Arad, și dirigintele nostru era un tip foarte ciudat, să nu zic altfel, ne exploata foarte tare pe noi, pe copii. Noi îi tăiam lemne, îi duceam copiii la școală, tot felul de slujbe de asta primeam să slujim pe dirigintele nostru. Aflându-mă în casa dirigintelui, am auzit-o pe Dana, fetița lor de câțiva anișori, care striga la maică sa, ești o proastă, ești o proastă. Și asta zice, taci, Dana, că nu tacă și tăticu zice așa. Deci tovarășul nostru diriginte așa o trata pe nevastă sa. Ei, astăzi nu cred că Dana mai aude asemenea vorbe, nu? Ci aude prostule, nu? Aude vorbele mamei despre tata. Respectul nu o să fie nici pentru unul, nici pentru celălalt. A fost așa o chestie simpatică, am venit în America, am trecut mulți ani și într-o zi am primit un telefon de la cineva care voia să se întâlnească cu mine, să vină la biserică să ne vedem. Și cine credeți că a venit? Dana, fetița asta, acum era doctoriță. Și era doctoriță și a rămas în America, undeva prin Florida, este medic în America. Crescută în această familie în care tata zicea despre mama, ești proastă, nu? Nu întotdeauna rezultatele sunt foarte rele, pentru că Dumnezeu e bun și îi ajută pe copiii ăștia să ajungă oameni în viață, în ciuda atmosferei bolnave în care ei trăiesc. Dar copiii sesizează imediat lipsa asta de respect pentru tații lor. Băieții trebuie să învețe să devină bărbați, urmărind tați puternici, nu, credincioși, iubitori, care învață să devină oamenii lui Dumnezeu. Nu? Am să vă spun o poveste care am citit-o recent. Eu citesc în continuu tot timpul. O familie din Canada, la începutul primelor zboruri cu avioanele, și-au făcut un avion al lor. Okay? Și-au început să zboare cu avionul ăla. Dom'le, într-o zi au hotărât să se mute din Canada, unde, dom'le? În Africa de Sud, în Sud-Africa. Au împachetat avionul ăla tot piesă cu piesă, în niște lăzi mari, le-au urcat pe avion, pe un vapor și s-au mutat în Africa. Au refăcut avionul și bărbatul și soția asta au început să facă curse de zbor pentru prima dată în istoria Africii de Sud, între Africa de Sud și Australia. Pe când americanii zborau pentru prima dată din Statele Unite până la Londra, așa, ăștia aveau deja zeci de curse făcute între Australia și Africa de Sud. În casa aia a crescut un nepoțel care l-a chemat Elon Musk. Okay. Wow! A văzut ceva. A crescut într-o casă de oameni curajoși, inventivi, care l-au inspirat. Okay. Într-un fel sau altul, noi vom lăsa un legacy, o moștenire copiilor noștri. Și vor aduce aminte de noi, ne vor vedea, ne vor copia. La nunta uneia dintre băieții ai mei, am spus, mare lucru nu avem să vă dăm. Suntem oameni modești, săraci, n-am avut niciodată multe lucruri în viață.
Dar ceea ce vă dau este moștenirea asta. Aș vrea să o respectați pe soția voastră cum ați văzut pe mine respectând-o pe mama voastră. Ok. Am considerat asta una dintre valorile mari care le am și le pot transmite copiilor mei. Știți că asta o transmitem, vrem sau nu vrem? Ei vor călca pe urmele noastre. Nu? Îi vor trăta pe taților sau pe mamele lor cum au văzut în casă, cum au văzut în familie. Băieții trebuie să învețe să devină bărbați. Dacă lipsește ceva în societatea noastră, este tocmai acest bărbat puternic care știe să lupte, care știe să învingă, nu? Care știe să vină acasă cu animalul împușcat în spate, care știe să vină acasă cu recolta de pe câmp, cum era altădată. Nu? Modelul ăsta trebuie să-l recâștigăm. Dar tocmai de modelul ăsta își bate joc societatea în care noi trăim. Și atunci creștem niște copii efeminizați, nu știm ce sunt. El vrea să fie domnișoară, nu? Să bracă în roz. Du-te la război cu ăștia, domnule, nu? Dacă vin chinezii. Și că chinezii nu cred în chestiile astea, absolut deloc. Nu? Nici rușii. Dar aproape o bună parte din armata noastră e formată din asemenea indivizi, că nu știi ce sunt. Bărbați sau femei, să nu vină vreo bombă, că să vezi numai unde se ascundă. Tații sunt esențiali pentru creșterea unor copii sănătoși și prosperi. Okay? Știți că este, vreau să vă spun o chestie care pe mine m-a devastat chestia asta. Zice că în 2012 unul din trei copii din Statele Unite trăiește fără tată. Unul din trei trăiește fără tată, deoarece numărul gospodăriilor biparentale a scăzut cu 1,2 milioane în 10 ani, în ultimii 10 ani. 1,2 milioane de familii normale au dispărut în America. În 2014, acum 10 ani de atunci, 23,6% din copiii din Statele Unite, ceea ce erau 17,4 milioane, trăiau în case cu tata absent. În case cu tata absent. Asta duce la instabilitate, lipsă de învățătură, neglijență, tot ce vrei. Împreună cu soția am reparat, cred că 7 sau 8 case în cartierele de negri din Chicago. Biserica întotdeauna m-a plătit, s-a făcut că mă plătește. Așa. Și a trebuit să muncesc, să țin copiii la școli, începuseră să meargă la college-uri, nu? Și atunci am reparat case. Împreună cu soția am reparat case, am făcut remodeling. Și unde cumpăram case foarte ieftine? Între negri, că acolo erau 10-15 mii de dolari, cumpăreai o casă. Și trebuia să o refacem de la A la Z, toată casa aia. Tot era bine dimineața, era o liniște totală, nimeni nu se trezea până pe la 11. Pe la ora 11 pornea muzica, toate geamurile, ieșeau băieții în stradă, vindeau droguri. O chestie îngrozitoare. Știți ce se întâmplă comunitățile de negri din America? Au distrus pe tata, l-au gonit pe tata de acasă. Okay? Au distrus familia, au distrus stâlpul casei care este tatăl. Okay? Tot felul de programe, tot felul de făcături, nu-i poate ajuta nimeni pe oamenii aceștia dacă nu se restabilește din nou familia aia sănătoasă de altă dată. Hai să vedem cum trebuie să fie un tată. Trebuie să fie, în primul rând, tații plini de compasiune. În Psalmul 103, versetul 13, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el.
Și mai este un verset care îmi place foarte mult, zice, ceea ce face farmecul unui om, unui bărbat, este bunătatea lui. Bunătatea lui, asta face farmecul unui bărbat. Milă, tandrețe, grijă, protecție, bunătatea care încurajează și care nu năbușă, nu? În Coloseni 3:21, cuvântul lui Dumnezeu spune: părinților, nu întărâtați pe copiii voștri, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. Ascultați-mă, dacă bateți-i, bateți-i bine. Nu-i bateți de jumătate. Mulți dintre noi, asta mai ales mamele, știi, ia lingura de ele, la 10 cm de capul lui, atât tot și la menință, nu mă le enervezi, ok? Nu mă le enervezi. Noi aveam o experiență cu unul dintre băieții noștri când am venit în America. Am fost foarte, limba mea engleză era foarte curată, n-am știut înjurături absolut deloc, nici n-am știut că americanii înjură, deloc, n-am știut. Până într-o zi când vecinul meu, un frate român, mi-a zis, zice, știi că copilul tău înjură. Doamne ferește, cum se înjure? Și mi-a povestit de F-word. F-word, spune copilul meu, clasa întâia. M-am dus la soția mea și a spus, măi, chestia e foarte gravă, ăsta mic înjură. Da, nu se poate. Ba da, uite, mi-a spus vecinul. Și atunci am avut una dintre experiențele rare în viața mea și mulțumesc Domnului că n-a trebuit să mai repet, mai ales cu asta. L-am chemat în birou, aveam un dormitor în care făcuse în birou și am spus, uite, dragă Cristi, eu am auzit că tu înjuri. Uite, folosești cuvântul ăsta care e foarte urât. E adevărat? Ce da, recunoscut copilul. Crezi că trebuie să te pedepsesc? Da. Câte curele crezi că trebuie să-ți dau? M-a scos cureaua din pantaloni. Și spre surprinderea mea a zis 7. 7. Nici mie nu mi-a venit să cred. Dar am aplicat 7 curele cu toată nădejdea. Bineînțeles, a început să plângă puternic de tot. Și atunci am zis, tu știi că păcatul ăsta care tu l-ai făcut l-a ofensat pe Dumnezeu din ceruri, trebuie să cerem iertare pentru treaba asta. Ne-am pus pe genunchi și nu l-am auzit în viața mea rugându-se cum s-a rugat atunci. Bătut bine, să știi că te rogi de numai. După care am zis, știi ceva, uite, m-am hotărât să-mi cer și eu iertare, că a trebuit să fiu un tată care aplică pedeapsa, îmi pare foarte rău, dar asta e, asta e realitatea, trebuie să mă iert. M-am îmbrățișat și atunci am zis, uite, o să stăm aici în cameră până ne trece, să nu ne vadă nimeni că am plâns. Eram plâns amândoi. Am stat așa vreo bună jumătate de oră, ne-am șters la ochi, totul era în regulă și ne-am dus între ceilalți și nu am spus nimic ce s-a întâmplat. De-a lungul anilor, copilul ăsta mi-a spus, tati, știi că de atunci eu n-am mai folosit niciun cuvânt murdar niciodată în viață. Pentru că disciplina aia a fost un eveniment. Un eveniment. N-a fost așa o enervare, dar toată ziua, las că-ți trag o ție, vine, taică-te o casă, nu? Știți povestea asta, vine, taică-te o casă. Vii acasă și începe să-ți dea lista. Uite ce-a făcut asta, bă, 1, 2, 3, 4. Păi cum să-l bați, domnule, că nu ești nervos, nu? Cum să bați pe cineva când tu ești nervos? Trebuie să te enervezi, să te superi, nu? Ți se pare monstruos să-l bați așa calm, cum ești. Ei, părinții ar trebui să nu-i întărâte la mânie pe copii. Îi dai niște pedepse din aia tâmpite, nici tu nu le înțelegi și nici el. Ar trebui să ne gândim foarte bine când dăm vreo pedepsă, nu? Poate că una dintre cele mai serioase ar fi să le luați telefonul. Cred că este una dintre cele mai teribile pedepse care se pot da astăzi, nu? Că dacă pui mâna pe curea, cum făceam noi, nu? Eu eram proaspăt venit în America și nu știam regulile care sunt pe aici, că dacă le știam, nu știu dacă foloseam îndrumătorul cultural așa bine.
Știam de la tata, că tata avea o curea de ascuțit briciu. Atârna așa pe perete și eu știam că aia face minuni. În al doilea rând, fii un învățător consecvent. Fii un învățător consecvent. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Învățătură înseamnă instrucțiuni și porunci, dar și corectare înseamnă și verificare, nu? Un ordin dat și neverificat, mai bine nu l-ai fi dat, asta era din armată, legea armatei românești. Copilul trebuie să răspundă cu înțelepciune, trebuie verificat, trebuie corectat, trebuie spus cum, trebuie explicat. În al treilea rând, fii un soț grijuliu și iubitor. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vom moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Învățându-i pe copii despre cum să fie o persoană tandră, el trebuie să vadă astăzi asta la tine, cum o tratezi pe mama lor. Cum o tratezi pe mama lor. Asta trebuie să învețe de la tine. El așa va trata pe femeia din viața lui, pe femeile cu care el se va întâlni, cum te-a văzut pe tine că o tratezi pe mama lor, cum vorbești cu ea, ce atitudine ai. Fii un exemplu al dragostei lui Hristos, ca și Hristos pentru biserica lui, în fața copiilor tăi. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez în această seară după masă, fii un conducător spiritual al căminului tău. În Iosua 24:15 spune: cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Asumă-ți responsabilitatea asta de preot al casei, de conducător al casei tale. Promite înaintea lui Dumnezeu și în fața celorlalți că în ceea ce te privește pe tine, casa ta îl va sluji pe Dumnezeu. Copiii vor înțelege rolul care îl ai și îl vor respecta. Ei trebuie să-L slujească pe Dumnezeu în sinceritate și adevăr. Ei trebuie să facă alegeri care să conducă familia și să-I slujească pe Dumnezeu. Închinați-vă regulat, rugați-vă împreună cu copiii dumneavoastră, slujiți Domnului împreună cu ei. Fiți un exemplu credincioși în fața copiilor. În România, unde televizorul funcționa cam o oră pe zi, atât era în vremea lui Ceaușescu, înainte să venim noi în America, era o oră pe zi funcționa televiziunea. La noi se stricase sonorul și nu mă l-am repetat, că știam exact ce spune, că tot același tovarăș care făcea așa din mâini, ce că într-o zi tovarășul se duce pe un șantier de construcții. Și cum îi vede pe muncitori acolo, zice: dragi marinari, cum vorbea Ceaușescu, vă sunteți mândria țării. Vine unul și zice: domnule, tovarășul, zice, marinarii au dungile așa, orizontale, nu verticale. Ei erau deținuți toți. Erau pușcăriași. Astea sunt bancuri de pe vremea lui Ceaușescu. Noi n-am reparat televizorul, că știam ce spune, deci nu mai avea rost. Și atunci, știți ce se întâmpla? În loc de televizor, aveam ora noastră, îi spuneam, în fiecare seară, dar ora asta durea și două și trei ore câteodată. Cântam împreună cu copiii, citeam un text din Biblie, copiii mai recitau poezii care le-au învățat, ba chiar predicau. Prima predică a băiatului meu mai mare a fost despre Iona. Așa? Singurul necaz era că Iona pentru el era femeie, că avea nume cu A și în limba română tot ce era cu A erau femei, nu? Nu bărbați. Cum să fie bărbat? Iona. Până l-am lămurit a durat mult timp.
În orele acelea, nu vă dați seama ce comori am adunat. Am niște casete audio înregistrate de pe atunci. Le-am făcut cadou de căsătoria lor la fiecare, să se audă cum recitau poezii și cum predicau la 3-4 ani. Okay? Creați asemenea momente. Petreceți asemenea lucruri cu familia dumneavoastră. Mai stingeți televizorul ăla. Găsiți ceva mai pozitiv, mai frumos de făcut. Că altfel ne îndepărtăm de ei și îi pierdem. În concluzie, vreau să spun câteva afirmații. Soțiile dețin cheia încrederii și dorințelor bărbatului de a lucra, de a trăi o viață curată și chiar de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, zicea Dobson, James Dobson. Știți că or fi bărbații capul, dar totuși gâtul e soția. Și trebuie să recunoaștem cu sinceritate noi toți bărbații că ele sunt, soțiile noastre sunt mai spirituale ca noi. Sunt mai îndemnate spre lucrurile duhovnicești decât noi bărbații. Mirarea mea întotdeauna a fost de ce ne-a pus Domnul preoți pe noi. Pe noi ne-a pus preoți, nu pe ele. Ele au rolul acesta să ne mai aducă la rugăciune, să ne aducă aminte, să nu ne grăbim. Hai să ne rugăm înainte de a pleca undeva. Hai să mergem la biserică, hai să mai cântăm o cântare. Sunt lucruri extraordinare. Și soțiile au cheia aceasta care te poate ajuta, te poate impulsiona ca bărbat, ca preot al casei, să-ți faci jobul bine până la capăt. O altă afirmație, și asta e ultima, bărbații trebuie să se ridice de la înălțimea așteptărilor și să fie omul credinței lui Dumnezeu, care este călăuzit de adevăr, integritate și devotament pentru a fi soți și tați evlavioși pentru familiile lor, conform cuvântului lui Dumnezeu. Citesc o carte acum, Play the Man, al lui Mark Batterson. Căutați cartea asta și citiți-o, și mai ales bărbații, citiți cartea asta. Nu trebuie să joci rolul unui bărbat, că în Biblia noastră zice, fii bărbat, arată-te bărbat, demonstrează că ești bărbat. Și Mark Batterson spune că ceea ce lipsește multor bărbați de astăzi este exact această bărbăție. Haideți să rezistăm atacurilor și să rămânem bărbați, așa cum ne-a creat Dumnezeu, să ne apărăm familiile și mai ales copiii și Domnul să ne ajute. Amin. Acum vin întrebările. Vă aștept. Haideți. V-am promis că e mai scurtă. Spuneți. Fameni. Ia, sunt, așa cum spune Apostolul Pavel, că și în mai multe părți din Scriptură, că sunt fameni făcuți de oameni, cum a fost în Antichitate, nu? Iar alții au vrut să se facă ei fameni pentru a-și păstra direcția în viață pentru anumite scopuri majore în viață. A fost o practică destul de frecventă, aproape până în zilele noastre. Știți că cântăreții de operă erau bărbați, nu femei? Și erau castrați ca să cânte subțire ca femeile. Asta a fost o practică până aproape în secolul trecut, mijlocul secolului trecut. Teribilă, dar asta a fost o realitate. Cred că unul dintre cei care au inclinații homosexuale n-ar strica să apeleze și la chestia asta. Yeah. Dar
Eu cu soția l-ascult foarte des pe Andrei Pleșu, care are o vorbă. Căutați pe YouTube, e un om extrem de deștept, a fost ministru, ambasador, a scris zeci de cărți. E un om fantastic și foarte bun creștin, foarte serios creștin. Și Andrei Pleșu, când aude de o problemă de asta așa de viitor, zice, băi, noi ne cărăm de aici, pe când vine cazurile alea, noi ne cărăm. Eu cu soția aproape că suntem fericiți că suntem bătrâni și că nu o să trecem prin necazurile care vedem că vin așa peste noi. E greu să găsești o soluție, pentru că fiecare familie are, eu știu, dimensiunile și relațiile ei. Dar trebuie să ne păzim copiii, să avem grijă de prietenilor. La mine n-a existat regula asta, zice, sleep over. La mine însemna altceva, dormi pe partea aia altă, dar la mine acasă. Nu, over înseamnă partea aia altă, dar nu la alții. Nici alții n-au dormit la noi și nici ai mei n-au dormit la nimeni. Asta a fost o regulă de bază. O chestie așa mai simpatică, de ziua unui copil am făcut un pari și aveam un basement foarte mare la casă. Nu era finisat. Dar am pus un covor acolo și masă de tenis și au venit de la biserică vreo 50 de copii. M-au trecut 8, 9, 10, 12 noaptea, ăștia nu mai pleacă, domnule, ce facem acum? Era sâmbătă și a doua zi era biserică. Mi-a venit o idee, m-am dus în subsol și a zis, mă băieți, și așa sunteți, hai să facem o oră de rugăciune, dacă și așa suntem aici toți. Mama, au sunat că trebuie să merg acasă. Au dispărut în 5 minute toți. Ca pătrnichile au dispărut. Mi-am dat seama că ora de rugăciune era un fel de sperietoare pentru copiii ăștia, nu? Și din păcate a rămas și la în multe biserici un fel de sperietoare. Vin oamenii după ce se termină ora de rugăciune, vin la biserică. Da. Poate că ar trebui să facem ceva la ora aceea, să arate mai bine. Dar așa cum spuneam, fiecare dintre noi ne cunoaștem copiii, știm unde sunt mai vulnerabili, că nu toți copiii sunt ispitiți de același lucru, nu cum nici noi oamenii, bătrâni nu suntem. Unii avem anumite înclinații, unii altele, și atunci ar trebui să știm copiii noștri în ce direcție sunt mai vulnerabili, la prieteni, sunt mai influențabili, la ceea ce văd, la ceea ce aud, citesc, eu știu, și atunci ar trebui să controlăm sursele acelea care îi deranjează sau sunt periculoase. La noi există soluție, asta e formula, pentru fiecare în parte, toți suntem diferiți. Din greșeală. Dintr-un accident. Multe am putea să le zicem. Unuia am spus într-o zi, asta e și întrebarea mea. Când te văd, cum ești și ce faci? Dar am zis, fii atent aici, mai este unul în Biblie care a făcut cam ce faci tu. Și tu o să ajungi și tu ca și ăla. Îl cheamă fiul risipitor. Am zis, și ascultă-mă, dacă o să ajung la pușcărie, am zis, am să vin să te văd. Dacă o să ai nevoie de un rinic, am să mă duc să ți-l dau. Dacă ai nevoie de sângele meu, o să mă duc să ți-l dau. Și vreau să spun că la adresa asta, stăteam atunci pe Melinda Lane, la adresa asta pe Melinda Lane o să fie ușa întotdeauna deschisă și becul aprins să te aștept să vii acasă. I-am spus asta când aveam vreo 120 de mile la oră în mașină, că știam că nu sare la viteza aia.
nu e ușor să crești copii, absolut deloc nu e ușor. Nu e ușor și probabil că așa după cât toate câte le știi acum, după ce te ocupi între ele, nu știu dacă ai mai vrea să mai treci pe acolo, nu? Într-o zi nevastă mea m-a întrebat, zice, dacă putea să iei de la capăt viața asta. Am zis, m-aș însurat-o cu tine, asta e clar. Dar nu știu dacă aș mai face pe prăpădiți ăștia. care m-au chinuit așa de mult. Asta e. Dincolo de toate, este un har, o binecuvântare. Și eu cred că atunci când Dumnezeu dă un copil cuiva, este o dovadă foarte clară că Dumnezeu are încredere în ființa aia de dă pe mână un copil. Copiii sunt așa niște ființe speciale, Dumnezeu nu cred că le dă la oricine. Și e o responsabilitate uriașă când ți-l dă. Trebuie să faci ceva din el.